Vlad Țăru, un elev de 16 ani din Târgu Jiu, este dovada vie că talentul, împletit cu munca susținută, dau rezultate excepționale. Vlad este considerat un mic geniu. La 16 ani a reușit să se califice la 3 etape naționale ale Olimpiadelor Școlare, de unde s-a întors cu 3 medalii. În urmă cu un an a obținut medalia de aur la Olimpiada Națională de Fizică și medalia de bronz la Olimpiada Națională de Informatică. Pe viitor, Vlad își dorește să ajungă cadru universitar ca să poată contribui la dezvoltarea învățământului românesc și pentru că avem nevoie de astfel de tineri și trebuie să-i promovăm. Vlad este eroul zilei astăzi la Antena 3, în direct din Târgu Jiu. Vlad, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație la mulți ani în România! La mulți ani tuturor, într-adevăr. Vlad, noi spuneam că avem nevoie de copii ca tine, de copii ambițioși, de copii geniali, dar copii care să-și dorească să rămână în România. Cum ai reușit să participi la 3 olimpiade naționale? Explică-mi puțin cât înveți, de unde această pasiune? Păi, în primul rând, cele 3 materii sunt interconectate. Este nevoie de matematică pentru toate cele 3 materii. De aici e nevoie de pasiune și pasiunea cu ajutorul muncii. Când ai început tu să înveți matematică? Ai început-o înaintea școlii? Când ți-ai dat seama că îți place atât de mult sau cât de mult te-a atras astfel încât să ajungi la un nivel atât de ridicat? Am început destul de târziu, abia în clasa a 5-a am început să studiez matematica la un nivel mai mare. Și după aceea te-ai îndrăgostit și de celelalte materii, de fizică, de informatică sau cum ai reușit? Da. M-am îndrăgostit de fizică și de informatică abia în clasa a 9-a. Bun, întrebarea pe care cred că și-o pune orice om care aude că tu ești un elev care a fost la 3 olimpiade naționale este cât de mult înveți, dacă tu mai ai timp liber și pentru tine, să faci ceea ce fac alți colegi de vârsta ta, poate să meargă la un cinematograf, să se joace fotbal în fața blocului. Da, am timp liber. Nu este nevoie neapărat de foarte multă muncă și este nevoie de eficiență în învățare. Și cum obții această eficiență în învățare? Cred că ar fi de ajutor multora care se uită la noi acum. Cred că diferă de la persoană la persoană, dar în primul rând trebuie seriozitate și nu știu, să avem grijă ce lucrăm. Da, ca să ne facem o idee, cum arată o zi din viața unui adolescent de 16 ani care este olimpic și care este considerat un geniu? Pentru că profesorii tăi spun despre tine că ești un geniu. Cum arată o zi din viața ta? O zi obișnuită, ca a tuturor elevilor, în afară că 2-3 ore pe zi mai lucrez suplimentar la matematică, informatică, fizică. Cum este relația ta cu ceilalți colegi din clasă? Bănuiesc că sunt și alți colegi care sunt la fel de talentați. Cine vă îndrumă? Cine este omul care te ajută cel mai mult în acest moment? Cred că părinții sunt cei care mă ajută, dar și profesorii au un rol foarte important în pregătire. Ai un model în viață în acest moment? Sunt foarte curioasă. Este vreun om, nu știu, poate unul dintre bogații lumii sau un om de știință care te inspiră? Da, am un model. Este un elev care a absolvit și el liceul la care învăț. Îl cheamă Dumitru Călugăru. Este student la Cambridge și urmează să devină un mare om de știință al lumii. Îți doresc foarte mult să-l cunoști într-o zi și pentru că ai început acest interviu urând la mulți ani tuturor românilor și pentru că mâine este o zi atât de importantă pentru noi toți, vreau să te întreb cum se vede România în momentul actual din perspectiva unui adolescent de 16 ani. Consider că trebuie făcute multe schimbări, dar țara nu este așa de neprimitoare cum o văd ceilalți. Ce anume crezi că ar trebui schimbat în primul rând, astfel încât tinerii de vârsta ta să nu aștepte cu nerăbdare să termine liceul pentru a putea pleca la universități în afară? Sistemul educațional și sistemul medical în primul rând consider că trebuie schimbate. Cu toate acestea, tu spuneai că ai vrea să profesezi în țară după ce termin facultatea, însă pentru facultate e în calcul varianta unei universități din afară unde evident că sunt niște condiții pe care noi, din păcate, în România nu le putem oferi studenților? Da, aș vrea să studiez în străinătate pentru că facultățile din străinătate sunt mult mai bine organizate și selecția se realizează
mult mai eficient. Ai pus deja ochii pe universitate? Da, aș vrea la Universitatea Oxford, din Londra. Îți țin de împumni, Vlad. Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Spuneam că ești erou zilele la Antena 3 și nu este un titlu prea mare, deși tu ai doar 16 ani, ai dovedit atât de multe. Și la mulți ani, încă o dată, mulțumesc foarte mult!